Sunteți pregătiți pentru o nouă săptămână? Știu că astăzi vor fi foarte multe discuții. Doamna Livia este foarte supărată pentru că vă spuneam că s-a certat cu doamna Ana. De fapt, doamna Ana ar fi țipat la dânsa și s-a simțit foarte prost de ieri. Este atât de supărată. E neagră toată săraca. Vor fi foarte multe discuții în săptămâna aceasta. Am înțeles că mama lui Antonio ieri l-a sfătuit să stea departe de suc și mai ales de Maria, să o evite cât poate pe Maria. Eu nu cred că Maria era problema lui Antonio, dar dacă dânsa așa consideră, din punctul meu de vedere, eu nici nu l-am remarcat pe Antonio până ce nu a intrat într-o cunoaștere cu Maria. Bine, nici pe Maria nu o remarcasem. Ei cumva amândoi s-au făcut remarcați doar prin această cunoaștere a lor. Nu știu de ce simte dânsa că Maria îi face rău lui Antonio. Din punctul meu de vedere, mie mi se pare că este singura care îl face să fie un bărbat responsabil, dacă ar vrea. Dar dacă dânsa așa consideră, așa să facă. Și cumva, sincer, eu m-am cam... Mi s-a cam luat de te vreau, nu te vreau. Adică mi-ar plăcea să se ajungă la o concluzie și să nu ne ține așa până în finală. Of, nu știu ce discuții au mai fost. Cred că cea cu doamna Livia, cu doamna Ana. Discuția Cătălinei cu doamna Eleonora, vă dați seama, e fiertă doamna Eleonora pe discuția aia. O să fie o săptămână grea.